Andreea, cum ți s-a părut acest eveniment? Evenimentul a fost unul foarte reușit. Este pentru prima dată când particip la un asemenea eveniment al designerilor tineri, ca să spun așa, și noi pe piață. M-am simțit minunat alături de voi. Creațiile au fost foarte drăguțe. M-am simțit foarte bine în ele. Am avut și rochii de mireasă și rochii de seară. Foarte drăguțe. Mulțumim. Aș vrea să știu cam ce proiecte mai ne pregătești, ce melodii pregătești pentru lansare. Uite, chiar zilele trecute am filmat un nou videoclip. Este o piesă jumate în arabă, jumate în engleză. Și urma să-l filmez în Egipt, dar din cauza atentatelor și răpirilor din ultima perioadă a trebuit să renunț și am făcut la noi, în Constanța. Când va fi lansat? Va fi lansat săptămâna viitoare. O să auziți de el cu siguranță. Piesa se numește Leila. Este o fată, ca să și spun așa despre ea, despre acest videoclip. Este o tipă care vrea să se emancipeze. Nu mai vrea să stea cu arabul ei. Arabul având 3 soții. Și așa că s-a decis să plece, să ajungă star. Da. Foarte drăguță idee, abia aștept să văd videoclipul. Cu siguranță va fi un succes. Mulțumesc! Îți mulțumesc foarte mult că ai venit la acest eveniment și sper să avem din ce în ce mai mult colaborări cât mai frumoase și reușite. Sigur! Mulțumesc!